Astăzi a avut loc evenimentul cultural pentru lansarea nucleului expozițional multimedia Muze ale Romilor, un proiect dedicat tradițiilor romilor. În această perioadă a fost implementat proiectul cultural Muze ale Romilor, un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Obiectivul general al proiectului este diseminarea conceptului cultural al minorității rome în diferite medii sociale pentru promovarea incluziunii, diversității și toleranței unei etnii cu acces limitat la cultură. Proiectul Muze ale Romilor, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, este proiectul care ne-a purtat în istoria și tradițiilor etniei rome. Am făcut cunoștință cu meșteșugurile tradiționale ale rudarilor, am făcut cunoștință cu obiceiurile de nuntă, de botez, de înmormântare. Am făcut cunoștință cu muzica și dansul etniei rome și nu în ultimul timp cu gastronomia și cu obiceiurile de Paști și de Crăciun. Este un proiect care ne-a încărcat emoțional extraordinar. Este un proiect în care am străbătut localitățile județului Mehedin, în care populația romă este destul de mare, însă am câștigat foarte mult. Am câștigat cunoașterea elementelor identitare ale culturii rome. Astăzi a avut loc evenimentul cultural pentru lansarea nucleului expozițional multimedia Muze ale Romilor, în cadrul căruia a avut loc un colocviu interactiv în care a fost adusă în atenția problematica cultura etniei rome, prezentarea și lansarea atât a albumului de familie, cât și a unui film documentar privind viața minorităților rome și de asemenea vernisarea expoziției privind valorile culturale ale minorității rome din Mehedinți. Să-mi spui, de ce ai ales tu să porți costum tradițional astăzi? Pentru că mi se pare foarte frumos și încercăm să aducem tradițiile din înainte. De la ce școală? De la școala gimnazia Lăbrâia. Tradițional cu o ie. Da. Spune-mi de ce. Sunt foarte pasionată, îmi place și mă mândrez cu orice. Mă mândresc ca să port fusta asta și eu. De unde vii? De la ce școală? Vin de la Luia și... Ți s-a părut proiectul Muzare ale Romilor? Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut. Îți place să dansezi, să păstrezi tradițiile? Da, foarte, foarte mult și o să păstrez aceste... Da. În cadrul acestui proiect am cunoscut mai multe categorii ale minorității rome. Rudarii, considerați o unitate etnică proprie în interiorul minorității rome, sunt considerați vrăjitori ai lemnului, adevărați maestri și sunt singurii care mai păstrează și azi vechile taine ale copacilor. Gaborii, neam mare, venit cu mai bine de 50 de ani în urmă din Târgu Mureș, se diferențiază de ceilalți romi prin pălăriile cu borduri mari, iar femeile prin fustele înflorate și foarte colorate. Sunt recunoscuți pentru confecționarea obiectelor din tablă, cu precădere a burlanelor și jgheaburilor pentru acoperiș. Ursarii sunt recunoscuți ca fiind oameni blajini, pașnici, prietenoși care iubesc muzica și dansul, conviețuind în relații foarte bune cu celelalte etnii. Căldărarii sunt în mod tradițional fierari și lucrători în metal, care vorbesc o serie de dialecte rome grupate împreună sub termenul romanii căldărară. Dorința și ambiția fiului Bulibașa, Moș Mihai Tănase, a fost să transforme Strehaia în reședința pe țară, a țiganilor căldărari în locul celei de la Sibiu. La finalul evenimentului a fost făcută o horă în care s-a prins toată lumea prezentă, de la mic la mare.